Printre orele de studiu, elevii Colegiului Pedagogic din Drobeta Turnu Severin își fac timp și pentru activități extrașcolare. Așa a luat ființă și corul liceenii coordonat de profesorul Gabi Dulea. Și anul acesta, ca și în anii trecuți, corul liceului a venit încolindat la prefectul de Mehedinți Nicolae Drăghia, cel care le este și profesor de istorie la școală. Este vorba despre o muncă care se desfășoară de ani de zile. Avem o celulă care se tot renoiește în timp și zic eu că aproximativ o lună jumate ne-ar lua ca să pregătim acest cor numit liceenii. Un cor care zic eu că este semiprofesionist, să nu aspirăm la mai mult, pentru că ei sunt un pedagogic, o școală care nu studiază foarte mult muzica și cu toate acestea încearcă să ajungă la un nivel superior. Colindele au adus bucurie pentru salariații instituției care și-au făcut timp ca preț de câteva minute să uite de problemele administrative și să asculte colindul. Sus, boie, nu mai dormiți, vremea e să vă treziți. Sus, boie, nu mai dormiți, vremea e să vă treziți. Casa să vă măturați de ruile și masa să o încărcați de ruile. Încă o dată sper că voi să aduceți și pe viitor ce este mai frumos în învățământul mehedințean, în liceele mehedințene special, pentru că chiar dacă nu întotdeauna accede spre marea performanță, spre primul loc, voi ați știut să pășiți de acolo de unde ați venit fiecare de acasă, când ați plecat din liceu, să lăsați ceva în urmă, o amintire frumoasă. Rămâneți în continuare un simbol al liceelor mehedințene, cel puțin pentru mine. Ascultându-i, a reînviat așa în noi magia sărbătorilor de iarnă, magia Crăciunului care se apropie cu pași repezi. Praznic luminos, strălucit frumos, astăzi ne-a sosit și ne-a veselit. Pentru fiecare membru al corului s-a pregătit câte o plasă plină cu cadouri care conținea dulciuri, colăcei și fructe, așa cum spune tradiția.